Cu două săptămâni înainte de startul noului sezon al Ligii a III-a, SCM Dunărea Giurgiu a disputat un joc de verificare penultimul în compania formației Viitorul Dragomireș Vale din Liga 4-a Ilfov. Partida a fost la discreția gazdelor, care s-au impus cu scorul de 7-0 după ce la pauză conduceau cu 2-0. Robert Cazaciuc, jucătorul revenit în echipă după o viroză puternică, a deschis scorul în minutul 14 după o pasă a lui Bălțat. Dunărea și-a dublat avantajul prin Florescu, golgheterul echipei din perioada de pregătire, reluând cu capul după un corner executat de Mizdrescu de pe partea stângă. În actul secund al albaștrii s-au dezlănțuit, slate de două ori, Văduva, Blaga și Bălțat stabilind scorul final. În minutul 83, oaspeții au ratat un penalti prin Valentin Marin, de menționat și faptul că în minutul 33, la scorul de 1-0, portarul Dunării a primit cartonașul roșu după un faul din postura de ultim apărător. Conform convenției de dinaintea startului partidei, acesta ar fi trebuit înlocuit, însă, la meci, giurgiuvenii n-au avut portar de rezervă, astfel încât Stanciu a rămas între buturi. Până în acest moment, SCM Dunărea a disputat 7 jocuri de verificare, câștigând 4, pierzând 2 și remizând cu Progresul Fundulea. Ultimul duel de dinaintea începerii campionatului este programat vineri pe teren propriu cu Gloria Băneasa, formație din județul Constanța, promovată în Liga 3-a în această vară.